În trei mesaje postate pe Twitter, Chavez le-a mulțumit președintelui și fostului lider Raul și Fidel Castro. Șeful de la Caracas a stat la președinția Venezuelei timp de 14 ani și a fost reales pentru un nou mandat de 6 ani în octombrie 2012. Depunerea jurământului a fost întârziată din cauza stării sale de sănătate. Chavez a fost supus unei operații în data de 11 decembrie, a patra intervenție medicală în cele 18 luni după ce a fost diagnosticat cu cancer. Nu știu de ce au avut atâta furie și ură pentru că au crezut că liderul nostru a fost în comă sau mort și au dorit ce este mai rău pentru președinte. Prin urmare, și-au dorit ce este mai rău pentru țara noastră. Vicepreședintele Maduro a reacționat dur la adresa formațiunilor de opoziție care s-au îndoit de revenirea la putere a lui Hugo Chavez. Parada militară condusă de acesta a fost organizată pentru a comemora bătălia din La Victoria, care a avut loc în timpul războiului de independență din 1812. Maduro a fost cel care a condus Venezuela de când Chavez a plecat în Cuba. Odată cu întoarcerea liderului, nu este clar cine conduce statul în acest moment, spun contestatarii. Investirea programată pe 10 ianuarie a fost amânată de Curtea Supremă până când liderul va fi destul de puternic să preia frâiele țării. Decizia a primit numeroase critici din partea opoziției, care a cerut totodată ca alegerile prezidențiale să fie reluate.